tinde să devină din nou unul cu probleme pentru Petrolul și să confirme o tradiție care prinde rădăcini în acest campionat. Petrolul cu mari probleme pe teren propriu. Spuneai și tu, am spus și eu, 7 înfrângeri până la meciul de astăzi, plus alte 3 meciuri jucate la, încheiate la egalitate. Elhamed, 2-0! Gol! Dinamo! 2-0 în doar 2 minute. Execuție în 2 minute aici la Ploiești, defensiva Petrolului inexistentă la această fază. Elhamed se încurcase mingea, a avut însă timp să se redreseze și apoi să-l învingă pentru a doua oară în această partidă pe Peterson Pesani. Iată, preluarea lui Elhamed nu a fost strălucită, israelianul însă reușește să-și facă mingea pe șut și apoi din cădere plasează foarte bine mingea. 2-0 pentru Dinamo, iar Elhamed ajunge și el la a treia reușită din acest